pereți negri, materiale aruncate la voia întâmplării și un miros puternic de fum. Așa arată subsolul blocului din zona campusului universitar care a luat foc noaptea trecută. Cei care se aflau la etajul 1 i-au alertat imediat pe ceilalți vecini când au văzut fumul dens care ieșea de la subsol. Constatat și pompieri că au ars două boxe. În boxe erau niște cărți, hârtii, niște bucăți de polistiren. De fapt, polistirenul ăsta poate s-ar gândi domnii urbaniști să ne scape de el. Să punem vată sau să punem alte obiecte neinflamabile. Așa arată subsolul blocului care a ars de pe strada Granatului de lângă campusul universității din orașul Constanța. Chiar dacă la momentul incendiului nu erau foarte mulți locatari, cei care se aflau totuși acasă s-au speriat și au fugit. Se pare că anumite materiale textile din acest subsol au luat foc și au provocat incendiul. O primă ipoteză ar fi ca incendiul să fie izbucnit de la instalația electrică. Însă oamenii așteaptă un răspuns oficial. Vorba de 4 metri pătrați cam de polistiren care s-au aprins. Așteptam să vină cineva, eu știu, ne gândeam că poate vine cineva să ancheteze sau niște oameni pricepuți, că noi ce să zicem? În acest moment, autoritățile abilitate au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate de la ce a pornit focul.